peste 1000 de absolvenți de liceu din Timiș s-au înscris la bacalaureatul de toamnă. Cei mai mulți dintre aceștia sunt din promoția curentă, peste 600, în vreme ce din promoțiile anterioare sunt 440 de absolvenți care vor să obțină diploma de bac. După sesiunea de vară, în Timiș, rata de promovabilitate a depășit 75%. Prima probă din a doua sesiune a bacalaureatului are loc în 7 august, cea orală de limba și literatura română. Este urmată cea de la limba maternă. În 9 august este programată proba de competențe digitale, iar în 10 este programată proba orală la o limbă străină de circulație internațională. În 16 august debutează probele scrise cu cea de limba și literatura română, urmată de proba obligatorie a profilului. În 18 august va avea loc proba scrisă la alegerea profilului, iar în 21 august examenul scris la limba maternă. Primele rezultate de la sesiunea a doua a bacalaureatului vor fi publice în data de 25 august, zi în care se vor putea depune și contestațiile. Rezultatele finale vor fi publicate în 29 august. Vă reamintim, după prima sesiune a bacalaureatului, procentul de promovare din Timiș a fost de 75,56%.